1 mai se anunță în forță și anul acesta pentru litoralul românesc. Suntem în linie dreaptă, lucrăm, suntem oameni de șantier, după cum se vede. Ceea ce discutam și cu domnul viceprimar, pe 20 aprilie nici nu admite ca Mamaia să nu fie pregătită pentru primirea turiștilor. Avem promisiuni, ne vom ține de capul dumnealor, au și dumneavoastră de făcut destule investiții pe stațiunea Mamaia. Investitorii și hotelierii din Mamaia au început pregătirile pentru a-și primi turiștii. Potrivit vicepreședintelui Federației Patronatelor din Turismul Românesc, primii vizitatori își vor face apariția pe 27 aprilie. Dacă stațiunea Mamaia pare a fi pregătită pentru sezonul estival 2017, nu același lucru se poate spune despre sudul litoralului. Pe sudul litoralului, același impuls încercăm să-l dăm celor de acolo, dar și dumneavoastră știți care sunt realitățile. Mamaia și aici s-a investit mai mult. De sudul litoralului și în special plecând de la Ecorie Nord, de Ecorie Sud, este foarte mult, foarte mult de făcut. Hotelierii vin însă și cu vești bune. Anul acesta, cei care vor veni la mare vor avea parte de reduceri substanțiale dacă își achiziționează acum pachetele turistice pentru sezonul estival. Plecând de la 10-15% spre sudul litoralului, mergem chiar până la 30-40%, deci cei care își cumpără acum, față de tarifele din vara, noi am lansat deja sejururi de minimum 2 zile, 3 zile, cel care și-a peste 3 zile, categoric, tariful scade undeva cu 20-30%. Deci avem diverse forme tarifare de a atrage turiștii pe zonă. Reducerile pot ajunge chiar și până la 40% în sudul litoralului. Hotelierii au lansat deja oferte de sejur pentru 2 și 3 zile. Pentru minim 3 zile la malul Mării Negre, un pachet într-un hotel de 3 stele pentru 2 persoane ajunge la 180 de roni pe zi. Cei care își doresc să petreacă mai mult de 3 zile pe litoralul românesc vor beneficia de reduceri de până la 40% din prețul camerei.